Dragă Luciliu, cei care vor să pară că nu mai răzbesc de treburi ca să se dedice studiilor mint. Să se fac că au treburi, le dau mari proporții, își fac singuri de lucru. Eu am vreme, dragă Luciliu, am, ți-o repet și oriunde aș fi, sunt cu mine. Căci nu mă fac robul treburilor, ci le termin pe fugă și nu caut pricin de a-mi pierde timpul. Oriunde mă opresc locului, revin la gândurile mele și am mereu în minte câte ceva care m-ar putea ajuta. Când sunt cu prietenii, nu uit de mine și nu zăbovesc mult cu cei de care mă leagă fie vreo împrejurare, fie vreo îndatorire a vieții în comun. Ci sunt împreună cu toți oamenii de seamă. Spre ei îmi îndrept gândurile, în orice loc și în orice secol vor fi trăit. În jurul meu e totdeauna Demetrius, cel mai bun dintre oameni. După ce scap de cei îmbrăcați în purpură, iau cu mine pe acest om pe jumătate gol și îl admir. Cum să nu-l admir? Mi-am dat seama că nu-i lipsește nimic. Cineva poate disprețui totul, dar a avea totul nimeni nu poate. Calea cea mai scurtă spre bogăție este disprețul bogăților. Iar Demetrius al nostru trăiește nu ca și cum le-ar fi disprețuit pe toate, ci ca și cum le-ar fi lăsat pe toate în seama altora. Cu bine!